Săndoi a ținut să vadă cum arată noul stadion din Craiova, care ar putea găzdi meciul de cupă din 25 octombrie. Fostul capitan al universității a rămas realmente uimit de construcție și de rapiditatea cu care a fost executată aceasta. Eu cred că acest stadion s-a construit totuși într-un timp record pentru România și toți suporterii, toți microbiștii așteaptă cu nerăbdare, cu sufletul la gură ca acest stadion să fie deschis. Cu tribunele pline pe un astfel de stadion, Craiova se poate bate la titlu cu orice formație, chiar din acest sezon, în opinia fostului internațional. Eu cred că în momentul de față Craiova are și un lot competitiv, foarte competitiv. Și de asta sunt convins că poate să se bată cu Steaua și cu CFR, având în vedere că va fi inaugurat acest stadion peste o perioadă foarte, foarte scurtă. Săndoi nu a venit singur la stadion. El a dus cu el un fan al Craiovei, care nu a pierdut nicio partidă a Craiovei de la Severin, dar va pleca în Anglia la muncă și nu va mai putea veni la meciuri în acest an. Chiar îmi doream foarte tare să văd stadionul înainte. Îmi place foarte, foarte mult. Chiar mă bucur și pot să mă mândresc cu stadionul nostru peste tot, oriunde aș fi. Și pe echipa, bineînțeles. Sonin Manda consideră că lucrările sunt în grafic și că recepția se va face în scurt timp. Se pregătește recepția, sunt chestiunile birocratice, recepția, apoi predarea către primărie și apoi inaugurarea efectivă. Nu avem o dată certă pentru că lucrurile nu țin neapărat de noi, de primărie, de administrație, ci și de celelalte instituții ale statului. Noi ne dorim cât mai repede. CSU își va afla adversara din Cupa României pe 11 octombrie, când este programată tragerea la sorți.